Piața primăriei din Câmpul Lung a fost luată cu asalt de miile de mușceleni, dar și de turiști în cele 4 zile de concerte. Dacă joi a urcat pe scenă Like Chocolate și Holograf, vineri a fost rândul Nicolei, băieților de la Bere Gratis și a piteșteanului Cerebel. Nu e fată de birou, ea nu merge în metrou. Face ce face, cum face, mă pune pe acea drace, mă pune pe jar. Când îmi ia nou, îți spun că-mi pare rău, nu știu numele tău. Oh, 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 oh. You're checking me out. Yeah, I'm checking out. You're checking me out. Yeah, from north to south. Sâmbătă, Direcția 5, o trupă foarte apreciată, în special de domnișoare, a fost atracția serii, pentru ca, într-un final, toată lumea prezentă să cadă de acord că vara nimeni nu doarme. Și jur că m-aș băga la somn, dar spune cum ai vrea să dorm când am în față Câmpul Lung care strigă. Toată lumea cu noi. Duminică, invitații Marioarei Murărescu au încheiat seria concertelor din acest an, interpreții de muzică populară care au urcat pe scenă fiind acompaniați de membrii ansamblului Doina Argeșului din Pitești.